Salutare încă o dată și începem și următorul videoclip cu Temu. Înainte de toate, am rugat o soție să cumpere un lacăt și l-a cumpărat pe acesta și e foarte, foarte deștept. 4 butoane, 8 de altfel, un cifru de 4 numere și îl vom pune la poartă pentru că așa evităm cheia și mai am unul care o să vă surprinde și mai mult. Aici am codul, nu o să vi-l arăt, dar foarte practic. Acest lacăt trebuie să-l lung bine, mă închipui, pentru că va sta mult afară, dar și câteva luni, dacă rezistă, tot e bine, a fost 9 lei. Și vreau să deschid și coletul ăsta, de aceea am terminat celălalt videoclip și vreau să-l desfac pentru că aici sunt foarte multe chestii pe care mă interesează tot așa să-l iau la muncă. În primul rând, aici am un colet. Asta e foarte interesant. Asta a fost chestia de altfel, n-a fost pentru că încă mai este. Vedeți, vine și cu niște doape de urechi, deci probabil vă închipuiți ce este. Cablu USB tip C. Două earbuds, sau cum le mai spun astea, care se bagă în urechi. Și asta este cutia unde se încarcă. Este foarte aspectoasă. Sper că le bag ca lumea, sper să-mi le bag din vest. Da, le-am băgat cum trebuie. Și am început să se încarce. Vedeți luminițele cum fac. Aici avem și un indicator. Ne indică stânga, dreapta și cât are cutia. Este foarte drăguț făcută. Este plastic, este adevărat. USB tip C și un USB A. Parcă îi spune, lumini, foarte, foarte interesantă chestia asta. Asta a fost 15 lei. Probabil, ia să încerc să le conectez și la telefon, să vedem cum se aud. Pun o pauză și revin. Da, le-am conectat foarte rapid, le-a găsit imediat. Nu știu cum să... O pun aici lângă microfon, poate se aude ceva. Nu, sunt interesante, se aud ok, adică, na... 15 lei, nu poți să te aștepți la mare lucru. Foarte frumoasă cutia, știi mereu câtă baterie ai. Am zis încărcători, diferite mufe. Hai să vedem să vă arăt și cât costă. Sunt multe chestii interesante aici, ca să o dispară domnișoara. Vedeți, măresc ecranul, a fost 15 lei. Ce poți cere, sincer. Uitați că îmi place foarte mult aspectul, dar hai să zicem mai departe, cutii și cutii, pe acelea le voi lua la serviciu. Aici sunt două, astea sunt, le-am luat soției, postamente de telefon, uitați și poate lipi ceva aici, sunt niște chestii pe care le așezi, eu nu știu cum funcționează, dar probabil cumva. Gata, am descoperit, mă scuzați. Ceva de genul ăsta, le pot spune, îți pui telefonul, să-mi bat picioarele în ea de viață dacă îi dau de cap la chestia asta. Așa se întâmplă când te grăbești. Da, o pui așa, o pui aici, îți așezi telefonul ca lumea, poți să te filmezi dacă vrei, să faci ce vrei, se poate muta în zone diferite, în unghiuri diferite. Foarte interesant, astea au fost... Stai să vedem. Am luat două bucăți. Nu știu de ce am dat acolo, pentru că 5 lei și 10 bani. Cred că bucata. Oricum, 5 lei și 10 bani sau astea merg la soție, pe mine nu mă interesează. Și mergem mai departe cu coletul. Hai să vărs, să nu mai stau să bag mâna după fiecare bucată în parte. L-am golit. Ou, asta e chestia care mă interesează pe mine cel mai mult și de aceea am și desfăcut coletul. Este o chestie care se pune pe braț și poți să-ți atâni telefonul și îl vei avea foarte rapid la vedere. Telefonul se bagă relativ simplu. Stați să-l închid ca să nu... Cine știe pe ce a fost pe acolo. Practic merge la orice telefon. Deci că sunt gândite pentru iPhone, dar și iPhone-urile sunt tot telefoane ca toate celelalte. Vedeți, așa vine.
Acum, dacă pun o pauză, mi-l pun pe braț și vă arăt și cum arată pe braț. Cam așa arată pe braț. Poți să-l întorci, bineînțeles, în ce direcție îți place ție. Și la el îndrămână tot timpul. Îl poți roti unde vrei tu, în orice direcție. Și în același timp, dacă vrei, mi se pare că am văzut un buton pe undeva. Are un buton și poți... Când am pus-a din nou pe mână, am văzut butonul. Este aici. Se apasă un buton și poți pleca așa. În același timp, aceste chestii vor proteja și ecranul. Pe spate, bineînțeles că este protejat. Și la fel de ușor se cuplează înapoi. Sper că la fel de ușor. Da, s-a cuplat. Îl poți folosi în parc când alergi. Eu probabil voi folosi la muncă foarte mult. De aceea l-am și luat, pentru că pot să-l bag pe braț. Și am acces la telefon foarte rapid. Îl pot roti în ce direcție vreau eu, vedeți. E o bestie. Îmi place la nebunie chestia asta. Chiar am să o folosesc și dacă ne uităm și la preț. Asta să vedem și prețul. Acesta a fost 50 de lei. A fost destul de scumpicel. Vedeți, 51 de lei de altfel. Dar mie îmi place. Și v-am zis, mă voi juca cu el foarte mult. Acum, dacă tot fac videoclipuri și chestii de genul ăsta, vedeți, de multe ori nu prea pot să-mi folosesc ambele brațe să vă arăt chestii. Și asta este un, nu știu cum se zice, un harness, da, cum se zice în române, harness, îmi spuneți voi, unde se atașează tot felul de chestii, poți atașa telefonul, asta s-a sigilat. Ăsta am închipui că se agață cumva cu piesele astea care mai sunt pe aici. Nu, astea de aici vin o grămadă piese. Ăsta se bagă, cred că aici sau de sus în jos. Nu știu, dar frumos îți prinzi telefonul aici. Îl și securizez destul de bine, pentru că este reglabil, vedeți. Se mărește pe mărimea telefonului. Îl prinzi și poți să-l folosești ambele mâini. Vedeți cum sunt eu acum? E cum aș avea camera pusă de stomac. O să vă arăt și o poză, pentru că chiar n-am chef să stau să pun chestia asta pe mine în momentul de față. Sunt și obosit. Vine, v-am zis, cu mai multe accesorii. N-a fost foarte ieftin nici asta. Dar pentru cineva care face conținut pe YouTube, este foarte util. Este aici. Asta a fost 32 de lei și 38 de bani. O să-l probez eu într-o zi și probabil o să vedeți în următoarele videoclipuri ce se întâmplă. Ăștia sunt niște teme de prindere foarte, foarte utile. Vor putea fi folosite la orice. Uite, dacă pun o frânghiuță la astea și vreau să-mi agăț de o geacă, de orice, se desfac. Sunt niște cleme care se desfac. Aici o bagi tricou. Asta nu e acum. Sau nu știu eu să le folosesc. Probabil nu știu eu să le folosesc. Dar ideea e că... Haideți să bag o hârtie asta. Mă chinui talentul în momentul de față. Se trăgeam foarte ușor în spate. Vedeți, să zicem că asta ar fi o haină. Ai presat aici. Aici ți-agăți o frânghiuță, ceva. Și crede-mă că trag. Foarte greu este. Și asta este pe hârtie. Imaginați-vă pe un tricou. Sunt 20 de bucăți, dacă nu mă înșel, foarte utile. Dacă vrei să întinzi o prelată, orice chestie și vrei să securizezi anumite lucruri, mi s-au părut foarte utile și am ținut să le am. Ne uităm și la astea cât au fost, pentru că nici nu le văd aici, să fiu sincer. Ba da, 11 lei și 19 bani, 20 de bucăți. În același timp, o carabină. Se pare fiecare cu păsărica lui, numai eu cu stolul meu. Și astea, bă, nu înțeleg coletele astea, dacă le vă înțelege vreodată. Pungă în pungă, aceeași chestie. Este o carabină unde poți atașa o cheie care rămâne ascunsă aici frumos. Carabina pare foarte bine construită, vedeți, se pot atașa mai multe chei în distanța asta de aici. Poți pune 1, 2, 3. Au și niște distanțiere aici ca să bagi între chei.
M-am zis, nu știu dacă o voi folosi neapărat pentru chei, pentru că în scurt timp am zis, casa asta va deveni total fără chei. Foarte, foarte interesantă. Mie mi s-a părut interesantă și încă mi se pare. Nu știu cât a fost asta, dar ne uităm. Aceasta a fost 11 lei și 47 de bani. O bucată, uitați-o cum arată la ei aici. Mie mi s-a părut foarte interesant. Pune și pe asta deoparte. Sper să nu pierd nimic. Aici încă un breloc. Ah, nu știu de ce atâtea breloage. O am zis, fiecare cu pasăriuca lui. În sfârșit, nu este ambalat în 10.000 de ambalaje. Mă scuzați, eu sunt puțin răcit. Foarte puțin. Tot așa, un breloc foarte frumos. Foarte solid. Are și o cheie aici, probabil mai poți atașa și potcoava asta și se strânge cu cheia. Foarte frumos. O să le pun așa împreună să nu le pierd. Asta a fost, uitați-l aici cum arată, o bucată, 15,45 lei, cam multicel, dar am avut și o reducere de la Temu și n-am putut să mă abțin. Și acum cea mai interesantă chestie, cred eu, în afară de lacătul ăsta care l-a luat soția cu altă comandă, eu trebuie să folosesc două lacăte la poartă pentru că ca câinii să nu iasă afară. Bine, de obicei foloseam o lacăt și o sârmă. Lacătul folosesc pentru că nu vreau ca cineva să îndrăznească să intre în curte și să-l găsesc. Eu știu, să-i găsesc numai șireturile. Am zis, am foarte mulți câini. Un USB din nou tip C și un lacăt cu amprentă. Asta a fost foarte interesant, o să-l setez, pun o pauză și revin în două secunde. Ok, l-am setat și vreau să vă arăt despre ce este vorba. Îl vedeți, ăsta este lacătul cu amprentă, o bucată. A fost 50 de lei și 40 de bani. Și dacă, după ce l-am setat, vedeți, pun un deget care nu l-am înregistrat. Nu se deschide. Și acum pun un deget pe care l-am înregistrat. Se deschide, frumos, ai terminat, l-ai închis, încerc alt deget. Să nu credeți că vi-l arăt vouă pe ăsta. Uitați, îl pun, nu-l ia de niciun fel, îl pun pe cel înregistrat și lacătul se deschide. V-am zis, o să încerc să-l protejez. Văd că pe fund este protejat cu un plastic aici, un dop, ca să nu intre apa la el. Îl voi unge foarte bine. Și sper să țină ceva timp. Mi s-a părut foarte interesant pentru că la noi un lacăt normal costă undeva la 30-40 lei. Pare destul de solid, dar nu este vorba de solid. Este ca să nu poată să intre cineva în curte și să fie mâncat de câini. Încă o dată. Nu vrea. Pun degetul. Nu mai citește, ba l-a citit. Registrez pe al meu și pe soție și am rezolvat problema. Dacă aveți vreo altă întrebare, toate chestiile astea au fost, stați puțin, dacă vă interesează să știți și prețul, 197 de lei este aici jos, 9 chestii, dar v-am zis, cele două care le voi folosi pentru telefon sunt destul de scumpicele, dar sunt mult mai scumpe dacă le cumpărați de magazine de la noi. Mie mi-au plăcut în general produsele care le-am achiziționat până acum de la Temu și probabil vor mai lua și altele pe parcurs. Dacă v-a plăcut ce v-am prezentat, lăsați și voi un like. Dacă vă interesează linkul la vreuna din produse, îmi spuneți și vi-l las jos în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. O zi plăcută și la revedere!